Valentine's Day a intrat în viața românilor, chiar dacă există deja o sărbătoare autohtonă dedicată iubirii, pe 24 februarie, Dragobetele. Se pare că ziua îndrăgostiților a fost mai atrăgătoare pentru că orașele se umplu de simboluri ale iubirii pe 14 februarie, iar în ziua de Dragobete nu își amintesc mulți că este ceva de sărbătorit. Chiar și așa, cuplurile nu uită ca în această zi să-și răsfețe iubitul sau iubita cu surprize și cadouri. Ce ai pregătit astăzi? Pe lângă un cadou care chiar m-am străduit să iasă foarte bine, cred că o să ieșim în club, să ne distrăm, poate și la o pizza înainte și sper să iasă, că am pregătit cât de cât o sare mai romantică. Ce ai de gând să faci astăzi de ziua îndrăgostiților? Să plec la București. Iubitul? O întâlnire. Ei pregătit ceva astăzi? Nu, acum mă duc și să-i cumpăr ceva și sper să fie totul minunat. Poate ieșim undeva, poate nu, poate rămânem acasă împreună, în doi. De cât timp sunteți împreună? Păi de 2 ani aproape. Îl iubești? Da, îl iubesc foarte mult. Pentru cine e ursulețul ăsta? Pentru iubitica mea. Ce ai de gând să faci astăzi împreună? Nu știu. Nu ai pregătit nimic, o ieșire în oraș și nu știu. Deocamdată nu m-am gândit ce să fac. Pentru cine ai luat cadoul? Pentru soțul meu. De când v-ați cunoscut? De 5 ani. Îl iubești? Enorm! Comercianții de flori s-au pregătit foarte bine pentru ziua de 14 februarie, astfel că astăzi tarabele cu flori din piață erau pline de tot felul de flori. De ziua îndrăgostiților, nu numai cadourile și surprizele le umplu sufletele de fericire îndrăgostiților, ci și mesajele de dragoste care, spun ei, ar trebui făcute cât se poate de des. Să fie sănătoasă și să ne iubim o viață întreagă. Când vine vorba de cei mai în vârstă, se pare că aceștia nu mai cred în dragoste, ci doar într-o simplă obișnuință care s-a format în decursul anilor. Mai credeți în dragoste? Suntem prea bătrâni. Dar totuși nu mai există nimic, nu vă mai aduceți aminte? E trecere de la unul la altul. Dragoste nu cred că mai există. În zilele noastre, Sfântul Valentin este sărbătoarea îndrăgostiților în majoritatea statelor occidentale, însă ziua a fost preluată și de țări asiatice, precum Japonia sau Coreea, unde îndrăgostiții își dăruiesc pe 14 februarie bomboane, ciocolată și flori. În Taiwan este sărbătorită atât ziua de 14 februarie, cât și cea de 7 iulie, pe baza unei tradiții chinezești. Există însă și țări care au rămas fidele sărbătorilor autohtone. De exemplu, în Brazilia, ziua iubirii este de 12 iunie, iar în Columbia o sărbătoare similară este celebrată în a 3-a vineri și sâmbătă a lunii septembrie. Deși românii au preluat ziua îndrăgostiților și o sărbătoresc pe 14 februarie, unii își amintesc și celebrează și Dragobetele pe 24 februarie.